Medicii și asistenții ies din nou în stradă nemulțumiți de faptul că nu sunt protejați în spitale. Cadrele medicale cer totodată să primească și sporuri de risc, dar și pe cel de COVID. Rafaelo Varga este în fața guvernului și ne spune mai multe. Rafaelo, ce știm? Bună ziua, bun găsit tuturor! De mai bine de o oră continuă acest protest aici în Piața Victoriei. Sunt zeci de cadre medicale care strigă ofu, nemulțumirea, și sunt foarte multe nemulțumiri. Chiar vreau să discutăm cu o persoană care a venit să protesteze aici în fața guvernului. Bună ziua! Care sunt principalele nemulțumiri? Ce vă nemulțumește și ce v-a făcut să ieșiți în stradă? Nemulțumirile sunt în mare aceleași pentru care am protestat și în luna noiembrie anului trecut. Ele pornesc de la ceea ce înseamnă echipamentele individuale de protecție ale salariaților din sănătate. Discutăm aici despre solicitările noastre în materie de standardizare a utilizării acestor materiale, întrucât ne-au fost semnalate și am constatat că sunt salariați nevoiți să poarte, să spunem, o mască de-a lungul unei întregi ture de 8 ore. Discutăm în același timp tot din această perspectivă de timpul continuu în care un salariat este nevoit să utilizeze echipamentul complet de protecție, respectiv solicităm să fie redus la 3 ore acest timp continuu, întrucât am constatat că le afectează în mod semnificativ sănătatea. Evident, discutăm despre solicitări, revendicări ce țin de drepturile salariale. La jumătatea anului trecut am avut o înțelegere cu premierul Orban vis-a-vis de ceea ce ar trebui să se întâmple de la 1 ianuarie 2021, și anume toți salariații din sănătate să beneficieze de salariile aferente anului 2022. După cum știți, la acest moment sunt câteva categorii profesionale care beneficiază de acest nivel salarial, însă avem și alte categorii profesionale, cum ar fi infirmierele, brancardierii, personalul nemedical, care nu beneficiază de respectivul nivel salarial. Constatăm astăzi și odată cu finele anului trecut, prin apariția unei ordonanțe de urgență, nu doar că nu este respectată această promisiune, dar constatăm o tăiere de drept a ceea ce li s-ar fi cuvenit salariaților în anul 2021. Mulțumesc!